Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod al videoblogului bursier Investește la bursă.ro. Dacă sunteți investitori la bursă sau încă sunteți în faza de documentare, probabil știți că pentru a identifica acele companii în care chiar merită să investești, este nevoie de oarecare muncă de documentare, de analiză a rezultatelor financiare ale companiilor listate la bursă. Pentru această muncă de documentare și analiză, eu mi-am creat de-a lungul timpului mai multe instrumente prin intermediul cărora să descoper mult mai ușor acele companii în care chiar merită să investești. Toate aceste instrumente le-am grupat în comunitatea Investește la Bursă, o zonă premium pe site-ul Investește la Bursă, unde vă puteți crea conturi demo pentru a testa toate aceste instrumente. Intrați pe site-ul Investește la Bursă, la zona comunitate și vă puteți deschide acolo un cont demo. Totodată, în această comunitate Investește la Bursă, am vrut să ofer și o experiență prin care investitorii să poată împărtăși păreri, idei despre companiile listate la Bursa de Valori București. Așadar, am integrat acolo și un jurnal, jurnalul comunității, unde investitorii care fac parte din comunitatea Investește la Bursă pot împărtăși cu ceilalți membri de ce au investit în acțiunile BRD astăzi sau de ce au vândut acțiunile Petrom ieri. Deja investitorii acolo împărtășesc idei și eu îmi public de multe ori investițiile sau structura portofoliului în acea zonă. Așadar, aveți ocazia să vedeți cum gândesc investitorii din comunitate investițiile și să învățați din experiența lor, din greșelile lor, să urmăriți ce investiții fac. Toate acestea sunt disponibile pe site-ul Investește la Bursă în zona de comunitate. Dar până la urmă să stabilim foarte clar ce veți găsi și ce nu veți găsi în comunitatea Investește la Bursă dacă vă veți deschide un cont demo sau vă veți cumpăra un abonament anual. Acolo veți găsi doar informații despre companiile listate la Bursa de Valori București. Nu veți găsi informații despre companii internaționale sau ETF-uri. Am vrut să mă concentrez și să ofer cele mai bune informații despre un anumit sector și anume companiile listate la Bursa de Valori București. Și când zic informații, mă refer la informații financiare pe care le-am adunat începând cu anul 2014-2015. Și anume, informații financiare la nivel trimestrial, la nivel de trimestru, adunate începând din anul 2015 până astăzi, și informații la nivel anual, începând cu anul 2014-2015, pentru companiile listate la Bursa de Valori București. Veți găsi informații, acest agregator de rezultate financiare la nivel trimestrial și la nivel anual, l-am construit pentru 37 de companii, cele mai lichide și cele mai cunoscute 37 de companii listate la Bursa de Valori București. Veți găsi rapoarte de analiză detaliate pentru 21 de companii listate la Bursa de Valori București. Și când zic rapoarte de analiză detaliate, adică rapoarte în care veți avea o imagine, o poză a ultimelor rezultate financiare cu toți indicatorii calculați, indicatori specifici, știri care ar putea influența prețul acțiunii în perioada imediat următoare și agregatorul de rezultate trimestriale și anuale cu date disponibile din 2014-2015. Și pornind de la zicala lui Warren Buffett care spunea "Never invest in a company you cannot understand", am adunat pentru 21 de companii listate la Bursa de Valori București acești indicatori specifici pe care vi pomeneam anterior. Acești indicatori specifici se referă la business-ul acelei companii. De exemplu, în cazul Petrom, veți găsi informații despre producția de hidrocarburi, producția de gaze, prețul, cantitatea de energie electrică vândută, prețul mediu la care s-a vândut această energie electrică, sau în cazul Compet, tarifele, evoluția tarifelor reglementate de către ANR, cantitatea transportată, venituri pe subsistemul de țară, venituri pe subsistemul de import. Prin intermediul acestor indicatori specifici veți înțelege mult mai ușor cum funcționează business-ul acelei companii, cum acea companie reușește să facă bani și cum o știre ar putea afecta în perioada următoare business-ul acelei companii și implicit profitabilitatea.
Un alt element foarte important pe care îl veți găsi în comunitatea Investește la Bursă este Finboard-ul, o imagine de ansamblu asupra ultimelor rezultate financiare publicate la Bursa de Valori București. Prin intermediul acestui Finboard veți vedea care sunt companiile care au surprins plăcut pe baza ultimelor rezultate financiare, un top 10 al celor mai ieftine companii listate la Bursa de Valori București pe baza multiplilor de preț, un top 10 al celor mai rentabile, cele mai profitabile, un top 10 al companiilor care ar putea distribui cele mai mari dividende, o imagine de ansamblu asupra SIF-urilor și mulți alți indicatori importanți prin intermediul cărora ați putea descoperi companii în care chiar merită să investești. Tot acest tablou de bord se actualizează în fiecare zi pe baza ultimelor prețuri de închidere și se va actualiza de fiecare dată când vor apărea noi și noi rezultate financiare, astfel încât voi să aveți o imagine la zi asupra ultimelor rezultate financiare publicate. Deoarece știu cât de importantă este interacțiunea între investitori, schimbul de idei, schimbul de opinii, am integrat în cadrul comunității Investește la Bursă una dintre cele mai performante platforme de chat, care este disponibilă pe toate platformele, pe telefon, tabletă, pe desktop, în browser, astfel încât voi, investitorii, să aveți un contact cât mai direct, să schimbați idei, opinii, idei de investiții și să vă răspundeți la toate întrebările. Tot pentru a răspunde la întrebările venite de la investitori, am integrat și o secțiune de Q&A, unde sunt și eu foarte prezent și ceilalți membri ai comunității pentru a răspunde la întrebările venite de la investitorii începători, un buletin săptămânal pe care îl veți primi pe e-mail, în care veți vedea tot ce s-a întâmplat pe Bursa de Valori București, principalele știri, evoluția companiilor și cele mai importante evenimente care au avut loc în comunitate, webinarii periodice pe care le realizez pentru investitorii prezenți în comunitate. Toate aceste lucruri și multe alte surprize pe care le au membrii comunității le veți găsi pe site-ul Investește la Bursă, la secțiunea de comunitate, unde vă invit să vă deschideți un cont demo, să testați platforma și mai apoi să vă achiziționați un abonament anual în cazul în care sunteți mulțumiți. Vă aștept în comunitatea Investește la Bursă și vă doresc investiții cât mai profitabile.